Citește cuvântul. Tinghiere. După deritere, e se află la mijloc. La mijlocul cuvântului. Bravo! Lucrăm în diferite aplicații, folosesc des Word Wall-ul, cu care ei sunt destul de obișnuiți, știu ce trebuie să facem la fiecare exercițiu. Și dacă este ceva nou, ei fiind destul de deschiși către aceste dispozitive, se descurcă, adică nu avem probleme. Ce nu știm, învățăm, întrebăm. Un indiciu din partea clasei, ia să vedem. Nu știu. Hai, N este an. Hai, Sara, îl pui pe N. Zi. Așa, bravo! Dacă le-am fi avut de la început, probabil că ponderea cu care am fi lucrat la tablă era undeva, era mai mică. Acum că suntem spre final și deja cunoaștem mult mai multe din tainele scrisului și cititului, pot spune că 40% pe tablă, 60% pe manual, auxiliar și caiet. Carpații meridionali aceștia. Da? Câmpia de vest aceasta. Bun. La subcarpații aceștia. Dealurile de vest acestea. Consider că tehnologia poate fi foarte de ajutor pentru învățat în general. Dispunem mult mai ușor de informații utile față de vechile măsuri cărțile. Ce știi despre râul Tisa? Formează graniță naturală cu Ucraina Nord. Bun, următorul. Sulina. Sulina este brațul cel mai scurt al Dunării, pe care este în permanență curățat, dragat de aluviuni. Mai este ceva, Chilia? Bun. Siret. Hai să le terminăm. Și ce mai avem? Argeș. Foarte bine. Bravo. O persoană care să ne ajute ar fi ideală, ar fi perfect, ca și un administrator probabil care să facă pentru fiecare obiect ce trebuie, ar fi ceva prea frumos. S-a finalizat jocul, da? Ai 7 din 7 în 4 minute 44 de secunde. Da? Bravo. Prin joculețele acestea, noi învățăm și de drag și atunci clar rămâne mai ușor informația. Un alt tip de joc, da? De asociere. Adică trebuie să asociați enunțurile cu construcția în care se încadrează. Cine încearcă? Daria, haide! Jintura este prea faptă aproape ansă. Așa. Și au rămas cele pasive. Nu am fost întrebată de nimeni. Am încercat lecțiile să fie cât mai atractive pentru ei și chiar au spus și am primit feedback din partea lor că e mult mai bine așa, învață cu mai multă plăcere, sunt mult mai atenți acolo decât la tabla clasică, dar mai ales în lecțiile de evaluare și vorbim acum de clasa 8-a, unde avem posibilitatea să accesăm diferite platforme educaționale. Primul lucru care m-am gândit când am aflat că vom avea tabla interactivă în clasă a fost că lecțiile vor fi mult mai ușoare și mult mai dezvoltate și lecțiile vor fi mult mai ușor de înțeles de mai mulți elevi. Am simțit un sprijin total și o deschidere din partea comunității, a domnului primar, a Consiliului Local, permanent interesată de soarta școlii și de nevoile copiilor. Când a apărut finanțarea pentru dotare unități de învățământ, normal că nici n-am mai stat pe gânduri și am început să preluăm, să strângem date pentru a depune cererea de finanțare. Bineînțeles că am avut colaborare cu școala, cu toate cadrele didactice pentru a identifica nevoile reale, pentru că n-aveam de unde ști decât de la dumnealor ceea ce trebuie să achiziționăm. S-a făcut o listă de către fiecare profesor, învățător, educator în parte, la fiecare clasă. Poate de multe ori
am venit și ne-am completat ca idee, da, din discuțiile purtate și cu autoritățile, adică fiecare pe partea lui. Sigur că da. Fără o astfel de colaborare, nu știu dacă asemenea proiecte s-ar putea implementa și mai ales vorbim de școlile din mediul rural. Trebuie să existe acea comunicare, acea colaborare.